Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi. În primul rând doresc să felicit cu căldură raportorii și toți colegii care și-au adus atribuțiile și competența în vedere îmbunătățirii și simplificării legislației privind achizițiile publice. Pentru că trebuie să subliniem încă o dată, sistemul actual de achiziții publice este deosebit de complex și greu de aplicat la nivelul statelor membre, fără a genera un procent mare de erori și nereguli. Prin urmare, este extrem de important să eficientizăm modul de gestionare și alocarea banului public în general, dar mai ales a fondurilor europene. Concret, avem nevoie de directive clare, simple, precise, predictibile și transparente, credibile, care să vină în sprijinul statelor membre și în special în sprijinul autorităților locale și regionale. În ceea ce privește întreprinderile mici și mijlocii, având în vedere potențialul lor ridicat de absorbția forței de muncă, de inovare, de dezvoltare, trebuie încurajate prin mijloace specifice, prin măsuri adecvate și încurajate să participe la acest proces de achiziții publice, atât la nivel local cât și la nivel regional. Vă mulțumesc!